Salutare, dragi iubitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi facem un material special pentru voi și anume vorbim despre Q&A-ul săptămânii. Am ales cele mai bune 10 întrebări pe care voi le-ați pus în materialul de Q&A de săptămânile trecute și le introducem în materialul de astăzi. O să fie un material așa zen, pentru că ne-am pus ușor așa la grătar să facem ceva, să aruncăm niște carne pe grătar să mâncăm. Între timp, răspundem la întrebările voastre. Așa că rămâi până la final pentru că avem câteva întrebări foarte, foarte inspirate. Dacă ești pentru prima dată pe nostru canal, nu uita să dai subscribe pentru că împărtășim aceeași pasiune. Iar dacă îți place acest gen de materiale, nu uita să dai like în așa fel încât să știm că mergem în direcția corectă. Hai să vedem despre ce povestim azi. Până încălzim un pic grătarul, povestim despre prima întrebare. Întrebare pusă de Martin. Ce părere am despre detectoarele radar? Ideea e una foarte simplă. Eu am un detector radar în mașină, deci clar sunt de acord cu ele, în așa fel încât să te salvezi din situații mai puțin fericite în care mașinile de poliție nu stau în zone unde ți-ai pune viața în pericol. Adică decât să plătești o amendă mai zdravă, mai bine îți cumperi un detector de radar profi. E important să-ți alegi unul foarte bun, pentru că dacă nu ți-e unul foarte bun, o să ai surprinderea că nu te anunță. Eu am mers pe un Escort, un Escort Passport 8500, e genial. Hai să vedem dacă s-a încălzit grătarul și mergem la următoarea întrebare. Cea de-a doua întrebare vine de la Hidelink. Hidelink ne întreabă ce părere am despre softare. Am mai primit întrebarea asta de câteva ori. Răspunsul este aproximativ același, sunt de acord cu resoftarea în ideea în care există șanse mari să-ți scadă consumul și să-ți crească puterea, ceea ce mi se pare genial, deci clar pot să te interesezi de ce înseamnă un stage 1 sau o resoftare, dar cel mai important este să-ți alegi corect persoana care îți face softul, pentru că există șanse mari să dai un kicks dacă tunerul nu este cea mai bună alegere. Apropo, dacă îți dorești să discutăm pe o întrebare pusă de tine, te invit să lași în comentarii întrebarea ta, iar în săptămâna următoare vom vorbi despre întrebarea ta dacă e inspirată. Hai, trecem mai departe. Alexi Dorian ne întreabă cum poți să verifici dacă mașina pe care vrei să o cumperi și-a făcut servisul doar în servisuri autorizate. Răspunsul e unul foarte simplu, n-ai cum. Tocmai de asta e important să vă alegeți un dealer de mașină sau să vă cumpărați mașina de la cineva pe care îl cunoașteți sau știți că nu se ocupă cu treburi necurate. Ideea e că nu ai cum să verifici dacă mașina a fost servisată doar într-un servis autorizat, deci este o problemă așa ce toată lumea o are. Trebuie să alegeți corect mașina când vă gândiți la second hand. Eu vă recomand un dealer, să mergeți direct la dealer și să verificați, de fapt să mergeți pe o variantă de mașini date în buyback, pentru că acolo mașinile sunt verificate și sunt făcute în totalitate în service autorizat, deci alegeți corect când vă alegeți mașina second hand. Boss TV ne întreabă ce părere avem despre care e diferența între un curs de pilotaj și un curs de conducere defensivă. Cursul de pilotaj te învață să mergi tare, în așa fel încât să poți să participi în competiții sportive. Cam ăsta e targetul în momentul în care vorbim despre cursuri de pilotaj. Iar în momentul în care vorbim de cursuri de conducere defensivă, ideea este să-ți faci un anumit set de obiceiuri ce te ajută pe tine să te ferești de ceilalți. Defensiv asta înseamnă să te protejezi de prostia celorlalți, pentru că pe drumurile publice sunt foarte multe probleme de acest gen. Nu știu dacă ați văzut accidentul de ieri sau alaltă ieri de la Cluj, în care un băiat se filma, făcea live pe Facebook și a trecut pe contrasens și au omorât doi oameni. Mi se pare super aiurea. E drept că în cazul ăla nu știu dacă puteai să faci ceva. Încerc să vă pun câteva imagini să vedeți ce s-a întâmplat acolo, dar este un moment foarte nasol. E un moment foarte nasol, mai ales pentru cei ce erau în mașina cealaltă. Efectiv, au intrat peste ei. Deci, vă recomand clar defensive driving pentru stradă și sportiv doar dacă vă gândiți să mergeți pe circuit. Altfel, nu are sens. Mergem mai departe. Am aruncat puiul pe grătar și povestim de următoarea întrebare. Cred că electromoto sau ceva de genul ne întreabă
Ce părere am despre un SUV la 18 ani? Ideea e una foarte simplă, că mașinile mari sunt sigure. Indiferent de cât timp ai la volan, siguranța trebuie să fie pe primul loc. Da, Speed ne acompaniază. Deci, nu cred că te-ar încurca cu nimic dacă ești începător și ții un SUV, atâta timp cât ești cu capul pe umeri și nu îți rup gâtul în momentul în care te urci la volan. E foarte sigură, dar marea majoritatea mașinilor merg și tare și masa mașinii se simte foarte tare la mașinile grele și dacă nu ești obișnuit, s-ar putea să ai probleme. Hai să mergem mai departe! Următoarea întrebare e la fel de inspirată. Ce părere am despre volan pe dreapta la 18 ani? Prima mașină trebuie alesă corect și imaginați-vă că ați făcut cursurile și școala pe o mașină cu volan pe stânga și ați învățat tot pe o mașină cu un volan pe stânga. În momentul în care tu, de la început, ai cumpărat o mașină pe dreapta, începi școala de la zero și o să înveți prin greșeli. Și dacă nu ești foarte norocos, o să-ți pui viața în pericol. Deci la 18 ani, clar, nu recomand volan pe dreapta, în ideea în care siguranța trebuie să primezi. George Claudiu, hai să verificăm cum e. Merge bine. George Claudiu ne întreabă, benzină sau diesel la începători? În principal, motoarele diesel se conduc mai ușor, pentru că au cuplu mai mare, nu le oprești la pornire, motoarele pe benzină sunt mai sensibile, trebuie să faci mai mult exercițiu, dar nu aș merge neapărat bun, mergi pe benzină sau pe motorină. Aș merge pe o variantă pe care o ai la îndemână. Ce mașină ai la îndemână e perfectă pentru tine, pentru că te adaptezi în permanență la cum merge mașina. Dacă ar fi să aleg, pentru început, cred că aș merge pe un diesel, în ideea în care o să-ți fie mai ușor cu plecările de pe loc și nu o să fii de foarte multe ori oprit în momentul în care vrei. Următoarea întrebare, foarte, foarte inspirată. Robert ne întreabă, ce părere am despre persoanele peste 65 de ani în trafic? Sunt în totalitate de acord cu persoanele peste 65 de ani în trafic, pentru că sunt multe exemple și am multe în jurul meu ce de multe ori îți dau lecții prin simplu fapt că conduc extraordinar. E drept că există și reversul medaliei, că sunt foarte multe persoane ce nu sunt obișnuite să conducă și încearcă și își forțează norocul în momentul în care merg la o vârstă înaintată și de foarte multe ori, dacă nu ai avut grijă de tine pe parcursul vieții, în perioada respectivă începe și te lasă ba privirea, ba auzul, ceea ce e total aiurea. Soluția foarte simplă. Verificare tehnică. Atât la mașină, cât și la persoana respectivă. Deci dacă are confirmarea faptului că e în parametri optimi din punct de vedere medical, de ce nu? Sunt total de acord, pentru că am multe, v-am zis, multe exemple ce merg incredibil chiar dacă sunt la la o vârstă înaintată. Domnul Clasinio ne întreabă, ce părere am? Mașină nouă sau mașină second hand pentru începător? Aș merge pe o mașină nouă, dacă există varianta de finanțare a unei mașini noi. Pentru că mașinile noi, în principal, au elemente de siguranță mult mai evoluate și odată cu trecerea timpului, fiecare mașină devine din ce în ce mai sigură. Deci, clar, dacă este putere financiară, aș merge pe o mașină nouă pentru că este mai sigură. Dacă nu există varianta asta, asta e. Vă luați o mașină second hand și vă adaptați la ce aveți, în ideea în care mașinile mai vechi și foarte vechi sunt foarte periculoase pentru că nu prea au sisteme de siguranță. Astea au fost întrebările de astăzi. Dacă și tu ai o întrebare pentru noi, nu uita să o lași în comentarii. Dacă ți-a plăcut, dă like acestui material în ideea în care să știm că mergem într-o direcție corectă și până la următorul episod, ce va fi probabil mâine, că ușor, ușor ne punem în mișcare să plecăm înspre o altă locație. Eu am fost Mihai Beldie, sunt cu Abner aici la grătar, e în spatele camerei. Abner, salut Abner! V-am salutat și, important, iubiți-vă mult, mașinile! Ciao!